Bună seara! Mă bucur foarte tare să vă revăd pe mulți dintre voi și să fim împreună în seara asta. Sunt, văd așa, în ecran deja oameni pe care i-am văzut aproape ediție de ediție, dar și oameni pe care nu i-am mai văzut de foarte mult timp, cum ar fi, de exemplu, Ioana. Mă bucur foarte mult să fim împreună în seara asta. Mida Leader, pentru cei care poate participați pentru prima dată, este doza de inspirație pe care am creat-o în special pentru comunitatea Leaders. În mod normal, aceste întâlniri se întâmplau în offline, la noi la birou, cum toate evenimentele Leaders se întâmplau în offline, doar că știam că ne va fi dor, chiar și așa, fără paharul ăla de vin cu care continuam pe poveștile cu invitații noștri după sesiune. Așa că am creat multe Leaders în varianta online și în fiecare zi de luni, de la 20-30, am avut șansa să ne întâlnim cu lideri din diverse domenii, așa cum sunteți cumva deja obișnuiți din programele noastre. Suntem în seara asta la locul invitat, asta înseamnă că am petrecut 2 luni împreună. Și pentru că de fiecare dată avem această secțiune în care vă întrebăm pe cine ați vrea să mai vedeți, pe cine să mai invităm la Meet the Leader, cred că chiar de la prima sesiune ne-ați spus că v-ați dori foarte mult să invităm pe cineva din Horeca. Așa că era exact zona mea de interes maxim și mi-a fost foarte clar că în seara asta mi-aș dori să îl avem alături de noi pe Alexandru Dumitru. Alexandru este un șef care îmbină foarte frumos tradiția cu noul, cu improvizația și abia aștept să ne povestească cum reușește să facă lucrul ăsta. Anul trecut, Ghidul Goemio l-a numit bucătarul șef al anului, o distinție extraordinară pe care a meritat-o și o merită. Anul ăsta a mai făcut un pas, a deschis restaurantul la Nica, apoi au venit provocările pe care cu toții le știm și din nou va fi foarte interesant să ne povestească cum s-a întâmplat schimbarea asta pentru el. Dar, în primul rând, Alex, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu. Bună seara. Mă bucur să fiu parte la întâlnirea asta și sunt un pic emoționat, dar în același timp sunt nerăbdător să avem discuția asta și să vedem cu ce pot fi de folos, pentru că e o industrie destul de mare, o industrie care se întinde pe mai multe nișe. Adică nu e vorba numai de Horeca, nu e vorba numai de restaurante și baruri. Sunt producători, sunt crame de vinuri, sunt ferme. E o industrie foarte vastă care depinde direct de Horeca, de restaurante. Tocmai pentru că spuneam și înainte că am trecut cam prin toate articolele despre tine, interviurile pe care le-ai acordat și e copleșitor și ce ai construit tu, așa că și eu sunt la rândul meu emoționată, așa că aș porni dintr-o zonă așa, care ne încălzește întotdeauna sufletele. Povestește-ne de unde ești tu deloc? Deloc, sunt din județul Prahova, din comuna Șina, e o comună lângă Ploiești. Ambii părinți se vin de acolo sau, practic, de obicei, toți prietenii mei din copilărie aveau tată dintr-o parte și mama din altă parte și s-au întâlniseră într-un punct comun, cum era, ar fi fost la București, Ploiești sau într-un oraș unde veniseră la studii sau la cu serviciu. La mine s-a nimerit să fie din același sat. E un sat, adică eu am avut o copilărie, primii 6 ani din viață mi-am petrecut la bunici, cu mici excursii la București, unde părinții mei locuiau. Și am avut o copilărie, nu știu, când am citit Tom Sawyer și Huckleberry Finn, m-am regăsit acolo, pentru că eram tot timpul pe câmp, pe teren, prin natură. Asta a fost. Iar bunicii tot timpul, asta au făcut, au muncit pământul și au avut animale, au avut grijă de gospodărie, au avut o gospodărie activă tot timpul. Cum majoritatea gospodăriilor aveau în timpurile alea, dar, na. Iar cred că de mic mi-a plăcut foarte mult să observ genul ăsta de viață și să, nu neapărat că îl practicam atunci, dar mă observam. Mergeam cu mama la câmp, la săpat, la
cules, adică eram în trei acolo tot timpul și îmi plăcea atmosfera, țin minte acum. Te ajutai și la gătit? Nu știu cât ajutam, cât aveam pofte tot timpul. Vroiam clătite, vroiam porumb fiert, vroiam gogoși, în general dulciurile erau, sau cartofi prăjiți, îmi plăcea foarte mult cartofi prăjiți. Na, eram copil. Și cum ți s-au schimbat gusturile de atunci? Acum de ce ți-e poftă când nu ți-e poftă? Sunt pofte normale, gogoși, cartofi prăjiți, clătite. Chiar și ieri mi-am făcut clătite, că aveam poftă. E comfort food. Da, exact. Ne e poftă întotdeauna de ceva ce știm să numim. Da, pe care nu tot timpul ai timp, nu ai tot timpul energia și disponibilitatea să ți le faci. Și poate nu te întâlnești destul de des cu ele și acum că tot avem mai mult timp și nu avem alte activități care să ne mănânce energia, le-am făcut. Ce stă energie, apropo de energie? Ce stă energie să te trezești în fiecare dimineață, să te dai jos în pat? Păi, de obicei, seara mă culc cu oarecare plan și lucruri cheie pe care trebuie să le fac ziua următoare, dar în general îmi fixez lucruri mai mari. Nu neapărat de zi cu zi, astea sunt, este rutina mea pe care o am, dar mai mult, nu știu, îmi doresc să pun în plan ca anul ăsta să am o grădină mai mare decât ce am avut anul trecut. Și în general muncesc pentru lucrurile astea mari, depinde foarte multe lucruri mici. Sau, știu, să merg mai des în natură, sau să merg mai mult în pădure, sau să aduc produse mai multe din natură în restaurant. Sunt foarte multe lucruri mici care contribuie la lucrul ăsta. În România, dacă știți, foarte multă birocrație și atunci trebuie să te lupți cu toate birocrații astea ca să poți să le folosești legal. În general, se trec cu un țel mai mare și apoi nu parte în lucruri mici ca să poți să-l ating. Așa funcționez eu. Apropo de mers în pădure și cules ciuperci, am văzut zilele trecute că te-ai plimbat prin păduri alături de Leontin și știu că aveți și o poveste foarte interesantă împreună și ar fi foarte fain să ne povestești cum l-ai cunoscut pe Leontin. În 2016, în mai, acum 4 ani, m-am întors din Napa Valley, din California, în România și am preluat un restaurant în Valea Ductanei. O zonă foarte frumoasă și vă recomand să mergeți, dar nu în weekend, când e foarte aglomerat, în curs săptămânii, dacă vă puteți rupe timp. E foarte, foarte, foarte frumoasă și împrejurimile sunt la fel de frumoase. Am preluat un restaurant care avea și o cazare de un hotel foarte mic, cu 9 camere doar, și un restaurant în incinta hotelului. Practic m-am mutat la țară. Veneam și eu, fiind din București, m-am mutat la țară pentru că am stat acolo 2 ani jumate. Și în primele zile am căutat să merg la piață, în cel mai apropiat oraș. Am întrebat oamenii de acolo, Câmpina era cel mai apropiat oraș și am fost la piață în Câmpina, iar după ce am ieșit din piață, am dat o tură prin jurul pieței să văd ce mai găsesc pe acolo și am găsit acești 2 țigani, care de multe ori mi-au devenit cei mai buni prieteni, aproape, sau printre cei mai buni prieteni, care aveau un coș mare cu ciuperci și un coș mare cu leurde. Și am întrebat, eu venind din California, aceste ciuperci erau foarte scumpe acolo. Și le-am recunoscut imediat și am zis, de unde aveți ciupercile astea? Și au zis că sunt din pădure de aici. Iar eu am zis, wow, păi am întrebat, probabil, cât costă. Știam ce prețioase sunt și ce preț aveau, cum ajungeau în California. Și când mi-a spus prețul, am zis, wow, păi lasă că iau tot coșul, avea vreo 30 de kilograme. De obicei nu cumpără lumea atât de mult odată. Și eu l-am zis, hai să mă ajut cu ele la mașină să le pun în probagaj. Le-am pus în probagaj, am făcut schimb de numere de telefon, pentru că nu venea să cred că am găsit asta. Eu nu știam de ele că sunt acolo, mai ales că am fost plecat o bună perioadă de timp. Și m-am dus cu ele la restaurant. La restaurant se foloseau ciuperci, dar se foloseau ciuperci din magazin, din șampinion, pe care le găsești la toate magazinele. Și când am ajuns acolo, oamenii din bucătărie, care erau oamenii din sat, o parte din ei, au fost un pic speriați că de ce am luat de la țigani ciuperci, că poate sunt otrăvitoare, că n-am văzut la știri, că nu știu ce. Unii erau pro și majoritatea era contra, că să nu otrăvim pe cineva. Apoi, eu nu întâlnisem încă proprietarii hotelului și în seara, chiar în ziua aia, urmau să vină să ne cunoaște, că vorbisem decât pe Skype
Eu venit din Statele Unite, am stat câteva zile acasă și m-am dus acolo. Asta se întâmpla în prima zi acolo. Și când au venit proprietarii seara, am zis să gătim ceva, să stăm la masă și nu știu ce. Și am gătit un, eu fiind foarte impresionat de că am găsit ciuperci, am gătit un dish cu ciupercile propriu zise. Și când le-am dus la masă, eu explicându-i aventura asta pe care o zic și vă acum, eu am rămas, păi stai că nu mâncăm asta, că sunt, dacă sunt otrăvitoare, tu de unde știi că sunt safe? Și zic, păi da, dar mi-a zis Leontin, mi-a zis că sunt ok, că el face asta de 40 de ani. Da, și am avut o, m-a trebuit să duc muncă de convingere ca să poată să mănânce. Unii au mâncat la fel, unul dintre ei n-a vrut să mănânce și a fost împotriva chestiilor astea. Dar am insistat și uite că am asta a fost prima mea zi acolo, ca să vă dați seama. Da. Sunt multe bariere. Și în zilele următoare i-ai convins să accepte ciupercile? A durat mai mult de câteva zile ca să le putem folosi în restaurant ca să fie pe meniu. După cum știți, ciupercile sunt sezoniere, adică nu sunt tot timpul anului. Pentru că nu sunt de cultură, sunt sălbatice. Da, la noi, dacă te uiți la știri, mereu apare câte o intoxicație cu ciuperci. O dată la câteva zile se întâmplă. Ceea ce, da, e adevărat că se întâmplă, dar oamenii ăștia sunt profesioniști. Fac asta de 40 și ceva de ani. Cazul Leontin merge în munți să culeagă cei de anotimpul de la 6 ani. El are 48. Deci vă dați, faceți voi matematică. Adică, îți spuneam mai devreme că am ascultat multe dintre interviurile pe care le-ai acordat și cred că imediat după ce ai luat premiul Goemio, vorbeai despre Leontin și ai spus eu nu aș fi aici astăzi dacă nu îl cunoșteam pe Leontin și mi s-a părut impresionant că... Păi, da, a fost o... Vă dați seama că să vii din, după 6 ani de o lume occidentală, să vii într-un sat nu foarte dezvoltat în România, ai nevoie de o chestie care să te țină pe loc. Da, aveam 26 de ani, vreau să stau în București, vreau și eu să merg marți la control sau să fac chestii, sau să ies în oraș, sau să vedeam oamenii care începuse să am legături, că ies și eu sâmbătă stăteam între brazi, ca să zic așa. Și atunci aveam nevoie să am oameni pozitivi lângă mine, oameni de la care am ce învăța și oameni de care să mă poată să mă țină pe loc acolo, să pot să fiu... Și așa s-a întâmplat. Eu am stat acolo atâta vreme cât am vrut să stau și am avut dorința. Eu chiar mi-am dorit să stau acolo și mă bucur că am reușit asta și că am putut să întâlnesc genul ăsta de persoane. Pentru că eu în continuare țin legătura cu el, ne vizităm frecvent, merg în continuare pe munte cu el, adunăm chestii. Niciodată nu m-am plictisit, niciodată nu m-am... Nu a fost tipul de relație să stagnez sau să devină mai puțin interesantă. E o persoană și, în general, oamenii care fac asta și care cunosc fiecare cărare a munților, sunt foarte, foarte, foarte mișto. Ai, cel puțin în România, ai fost întotdeauna în restaurante farm to table. Asta înseamnă că, pe lângă oamenii din echipa ta, din bucătărie, ai lucrat întotdeauna cu foarte mulți producători, cu ferme, cum ziceai și la început. Cum îți alegi oamenii cu care lucrezi? Le oferi mereu încrederea asta, care e foarte obișnuită Occidentului, să pierzi încrederea, românii zic de obicei că trebuie să ne câștigăm încrederea celorlalți. Și tu i-ai acordat-o direct lui Leontin de la primul coș. Da. Corect. Și așa procedez de fel. Adică sunt un om care acordă încredere direct și nu știu dacă e bine sau e rău. Nu știu, sunt... Na, nu stau să... chestia asta de... nu știu, psihologie sau... Eu, da, așa fac asta, așa sunt natural, adică așa îmi vine să fac și așa procedez. Da, nu e mereu ușor, dar pentru mine, dacă fac așa o sumă a ultimilor 4 ani, a fost super ok, adică am avut mult mai multe reușite decât dezamăgiri. Așa că... Și pentru bucătărie și pentru... De obicei am mai auzit și se poartă asta, se poartă să dai o probă de muncă. Eu nu fac niciodată asta. Eu vorbesc cu cel care vine, îi spun în două vorbe ce avem de făcut și îl las să facă. Și proba practică e cea mai bună decât o probă sau... Atunci, pentru că la o probă, cazul meu, sunt foarte emotiv. Și am fost în situația în care trebuie să dau probe, mai ales în România, când eram la început. Și mă timoram foarte tare. Și nu reușeam.
chiar dacă eu știam că pot face chestia aia, dar din cauza emoțiilor nu puteam să o fac. Și văd când cineva vine și e timorat și e clar că nu vreau să-l pun să facă prin asta, pentru că știu exact cât de greu e și cât de... Da, nu, eu nu sunt pe chestia asta cu probe, pur și simplu o discuție de câteva minute e suficient să dai seama dacă omul acela poate să, sau vrea să muncească și să are dorințe de a avansa în carieră. Dacă nu, asta e. Hai să ne întoarcem un pic în timp, la prima zi în care tu ai ajuns într-o bucătărie. Când a fost asta și știai că vrei să faci o carieră? Nu știam că vreau să fac o carieră. Iar a fost mai târziu descoperirea, aș vrea să, adică atât mai târziu a început dragostea, sau nu știu dacă dragostea, a început, nu știu, dorința de a vrea să a face mai mult. Și poate asta vine o dată și cu încrederea. Pentru că în primii ani, într-adevăr, e mult mai dificil să te găsești sau să-ți creezi, o să-ți faci o idee. În primul an doar, nu știu, în primii ani trebuie să absorbi tot ce e în jurul tău, să faci tot ce ți se cere. Depinde și foarte mult de mediul în care intri. Am intrat în bucătărie și în România și pot să zic că nu mi-a plăcut vremurile acelea 2011 și în 2012 m-am nimerit în Statele Unite cu un job de work and travel. Am fost la... spălam vase într-un restaurant, la bucătăria restaurantului și a fost un mic incident între un bucătar și un colegul meu de la, între doi bucătari și atunci sau ei doi s-au luat la bătaie, au fost concediați și printr-un conjunctură am ajuns eu în bucătărie următoarea zi. Pentru că politica hotelului era să concedieze orice scandal, orice, nu tolerau chestia asta și atunci au rămas fără oameni, iar în restaurant e destul de greu să lucrezi. Se schimbă foarte mult personalul, se rulează și dacă nu ai oameni destui și restaurante aglomerat, suferă, toată lumea suferă foarte mult. Așa că bucătarul, șef, a venit, a zis, băi, vorbește engleză? Da, hai, vină la bucătărie. Păi stai că nu știu să fac nimic, nu contează, zic eu ce să faci. Și asta a fost. Primii ani așa a fost. Mi-a zis cineva ce să fac și doar executam. Apoi, în 2014 mă aflam în Berlin, într-un restaurant cu o stea Michelin, dar eu nu lucram acolo, lucram într-un restaurant de mic dejun și rămâneam peste program să văd cum lucrează cei care lucrează seara. Adică nu eram plătit. Pur și simplu rămâneam și mă puneau și pe mine să mă trimitea unde avea cineva nevoie de ajutor. Și așa reușeam să trec prin fiecare... Și în bucătărie sunt niște ierarhii. Sunt bucătari de pește, de carne, de legume, de deserturi, de nu știu, sosuri și fiecare e responsabil de partea sa. Iar eu eram acolo ca un joker. Mă trimiteau, deși eram neplătit și fără mare experiență cum erau ei. Dar mă trimiteau pe lângă fiecare. Vezi că azi are nevoie cel de la pește. Du-te și mă punea, filetează pește sau taie el așa sau fă sosul ăsta. Și îmi spunea, iar eu executam. Și atunci îmi convenea, pentru că învățam de la fiecare câte ceva. Am accelerat învățarea în lunile alea acolo. Și da, eram neplătit, dar ce câștigam eu învățând de la ei a fost mult mai important decât partea financiară. Cumva, te rog. Deja în Berlin era clar că asta vrei să faci mai departe, nu? Că din Berlin ai plecat din California? Nu, am mai stat o perioadă. Am fost o perioadă în Sofia, în Bulgaria. Dar da, atunci a început. Când îi vedeam pe ei cât de focusați sunt și cât de... Acolo am văzut mai multă organizare, mai multă disciplină, mai multă dorință. Adică oamenii clar asta vor face pentru totdeauna. Erau super motivați, super... Și țelul nu era neapărat foarte mare, dar asta m-a prins atunci. I-am văzut pe ei cât de motivați sunt și eu nu simțeam asta când eram printre ei. Dar după aia, practic, s-a luat și la mine, ca să zic așa. Și atunci n-am mai avut niciodată alte gânduri. Pur și simplu am respirat și am făcut aproape, nu știu, o proporție foarte mare asta. Adică a devenit acum un lifestyle. Viața mea se rotește în jurul gastronomiei. Și asta nu înseamnă că stau tot timpul numai în bucătărie. Doar ați auzit, mergi și pe munte, mergi și la grădină, mergi și în piață, mergi și la alte restaurante, vorbesc cu oameni care fac farfurii. Adică e un cerc foarte mare, cum am spus și la început. Horeca e o industrie destul de mare. Ai avut sau poate că încă ai mentor sau oameni pe care îi vezi drept model? Cu siguranță.
Cred că în orice domeniu e important să înveți chestii care zi, să poți să progresezi, pentru că nu, dar chiar dacă am lucrat în locuri bune, nu înseamnă că asta e totul. CV-ul de multe ori e CV, iar persoana e, nu știu, ceea ce, adică practica e ceea ce te, ce-ți ține în viață CV-ul, practic, în meseria asta. Și da, am mentori. Și acum avem noroc cu Instagram, cu Facebook, cu, pentru că ești aproape de orice restaurant, în orice secundă poți să vezi ce fac ei. Și atunci e mai ușor să găsești inspirație și să-ți ții mentorii aproape. Adică e ușor acum, e mult mai ușor acum să-ți targetezi căutările pe Instagram și să poți să fii aproape de restaurantele tale favorite, de oamenii pe care îi urmărești, de așa zis și mentori, pentru că da, sunt foarte mulți și sunt foarte, foarte mulți oameni care fac chestii incredibile în acest domeniu și nu numai. Dar da, răspunsul e că sunt în continuare aproape de ei, virtual, și urmăresc fiecare pas pe care îl fac, pentru că e nevoie să stai curios, e nevoie să stai informat ca să poți să progresezi. Dacă ai putea apăsa acum pe un buton și să ajungi instant într-un restaurant din lume, unde te duce? Cred că tot pe coasta de vest în America mă ajute, în California, undeva în San Francisco sau mai sus în statul Washington. Acolo se întâmplă, având clima la îndemână, adică e cald pe toată perioada anului, au fenomenul fan to table foarte puternic acolo. E extrem, extrem de puternic. Imaginați-vă să n-ai iarnă, să poți să cultivi year-round legume, fructe. Și da, acolo restaurantele sunt la un nivel foarte, foarte, foarte ridicat. Cred că un restaurant acolo, probabil și fostul meu restaurant, Auberge du Soleil, care era în Napa Valley, în zona viticolă a Californiei. Frumos, cred că e acolo. E foarte frumos, dar avem și noi zone la fel de frumoase. Cum? E foarte frumos, într-adevăr, dar avem și noi în România zone la fel de frumoase, doar că noi trebuie să investiți. Absolut. Care e viziunea ta astăzi legată de gastronomie? Cred că acum sunt foarte aproape de oamenii care încearcă să-și facă ei în restaurant totul. Adică vrem să facem și brânza în restaurant, să avem o grădină cât mai bine organizată ca să ne poată susține pe toată partea verii și o parte din primăvară și vară și un pic din toamnă. Încerc foarte mult să prezervăm legume acum sau carne. Dacă știți un pic, bunicii noștri aveau carne la garniță, puneau sos pe roșii și încă mai fac asta. Făceau dulcețuri, făceau varză murată, făceau zacuscă, își băgau brânză la putină. Se pregăteau pentru ian, trend la nivel global și e foarte la inimă de asta de activitate, acela de a produce singur lucrurile. De a-ți le lua, avea și o grădină, iar din grădina aia dorința să nu pierzi. Pentru că despre asta e vorba, să nu irosești mâncarea, să nu irosești munca pe care ai făcut-o. Dar cred că atunci când ți le pui tu singur sau să ai o grădină și te chine să ții în viață, te doare un pic când ai un surplus și trebuie să-l arunci. Așa că te gândești la modalități să le păstrezi cumva, să le prezervi, să le folosești pe viitor. Și da, genul de bucătărești de gastronomie care mi-a aproape, ăsta e acela de a prezerva lucrurile, de a le ține, de a nu irosi mâncarea și de a... De asta spun că e foarte apropiat de ceea ce făceau bunicii noștri. E clar că pentru toți bunicii făceau aceleași lucruri. Deci măcinau făina, măcinau porumbul, măcinau grâul și aveau făină. Adică asta e nivel, asta e genul de viața bunicilor noștri pentru mine acum e la modă. Ca să vă zic așa. Ceea ce făceau în termen de gastronomie, de mâncare. Asta e exemplul meu acum. Nu trebuie să mă uit mai departe de atât. Da, e foarte interesant că, practic, toate trendurile acum ne duc spre direcția asta în care apeși pe un buton și ți se întâmplă rapid. Și ceea ce povestești că se întâmplă astăzi în restaurantul Anica e cumva pe dos și cred că, de fapt, asta e unul dintre punctele care îi atrag pe oameni să vină la voi și să vrea să experimenteze. Da.
Sunt curioasă să ne povestești un pic despre cum arată leadership-ul. Ai fost în foarte multe locuri din lume. Ai văzut, ai fost în Berlin, apoi ai fost în California, ai zis și New York. Apoi ai venit în România în două restaurante destul de diferite, la Atra, unde erai acolo aproape de natură, apoi aici în București, în Buricul Târgului, la Ateneu, și acum ești în restaurantul tău. Cum e diferit leadership-ul? Cum l-ai observat? Cred că e diferit un pic, pentru că când am venit la Atra, eram pur și simplu, nimeni nu știa de existența mea în acest domeniu ăsta și a trebuit să fiu un pic mai rău. Ca să pot să nu, nu am vrut să tai nicio pagină, să rup nicio pagină din ceea ce mi-am propus să fac. Atunci a trebuit să fiu un pic mai rău ca să le pot obține. Adică nu făceam compromisuri. Chiar dacă am și pierdut oameni pe parcurs care mi-au făcut aproape, dar într-un final eu mi-am impus prezența. Adică am fost observat. Adică nu au fost eforturi în van, chiar dacă așa părea în momentul ăla. Imaginați că te intri într-o industrie în care nimeni nu știe de tine, că eu practic sunt un produs al Occidentului, nu sunt un produs al gastronomiei românești. Pe tot ce am învățat până la momentul venirii în România, pentru că și din România am învățat o grămadă de lucruri, dar vorbim de 2016 de venirea mea în România. Și na, nimeni nu știa de mine, practic, nimeni. Atunci, a fost destul de greu prima de a sta într-o zonă de munte, o zonă retrasă, o zonă fără tentații de nicio culoare. Nu aveai baruri, nu aveai cluburi, nu aveai anturaj, nu aveai nimic. A fost acela că m-am aplicat doar spre muncă și asta am făcut un an de zile, doi ani de zile și jumătate, doi ani și jumătate, am făcut în fiecare zi. Adică eu nu am avut timp morți. Și asta e foarte important, pentru că imaginați-vă cât timp pierzi cu prieteni. Ceea ce înseamnă că e un timp pierdut, dar în contextul muncii îl pierzi, pentru că nu muncești când faci altceva. Eu practic am compresat 3-4 ani de București în 2 ani acolo. Am avut rezultate foarte bune acolo și m-a ajutat, pentru că mintea mea a stat doar la gastronomie. Cum s-au schimbat lucrurile de când ai deschis restaurantul? Că e clar că la genul ăsta de bucătărie pe care o faci, la ceea ce ne-ai povestit, tot focusul tău era acolo în bucătărie. Și deciziile pe care le luai probabil erau legate de viziunea ta în direcția bucătăriei, doar că azi mă gândesc cu restaurantul fiind al tău, știi că poate o decizie pe care o iei în bucătărie s-ar putea să influențeze invers. Vorbim tot de leadership, să răspund și la întrebarea precedentă, dar s-a schimbat foarte mult față de Atra Toscana, unde eram mai agresiv, apoi la București lucrurile s-au schimbat, iar visul Ateneu a fost o fel de adaptare. Aici era oamenii cu care lucrez sunt diferiți, pentru că acolo lucram cu localii din sat, din Valea Doctanei. Acum la București oamenii sunt mai, na, oameni de oraș, total diferiți. Chiar dacă vorbim de 3 ore între București și Valea Doctanei, 2 ore și un pic. Și a trebuit să mă adaptez la asta și da, m-am ajuns să fiu un pic mai calm, mai maleabil, mai înțelegător. Nu știu cât de bine a funcționat, dar e ok, m-am adaptat. Iar acum, da, trebuie să ții cu business-ul până la urmă, dar în același timp să încerci să nu faci compromisuri. Și am noroc pentru că mi-am ales eu singur. Mi-am ales și partenerul la lucrurile care am pornit restaurantul Anica și proiectul Anica, pentru că curând se va extinde. Chiar dacă am trecut prin această perioadă prin care am trecut cu toții, mai ușor sau mai greu, noi avem planul să ne extindem, să extindem business-ul. Și da, trebuie să fii cu un ochi și către business, și către bucătărie, și către grădină. E alt tip de leadership. E un leadership mai complex. Să fii atent la mult mai multe lucruri, dar ai nevoie și de oameni buni lângă tine, ca să mă ajute. Asta e important un partener, pentru că când tu ești ai o zi mai proastă, ai o perioadă mai proastă, intervine el și așa mai departe. Asta e, până la urmă, și în industria asta, în bucătărie, totul e vorba de o echipă. Și e nevoie să ai tot timpul o echipă bună lângă tine, nu neapărat numeroasă, dar cât ambițioasă și pe același film cu tine. Noi suntem, practic, doi lideri. Care aveți cu expertize diferite, nu? Tu pe bucătărie
Da, el, copatelul meu, Andrei Popa, este somelier și în același timp este un foarte bun, foarte bună gazdă pentru clienți, pentru oaspeții noștri de restaurant. Un foarte bun manager, un foarte bun, un om foarte organizat. Deci noi suntem doi, dar gândim ca unul. Și ne împărțim, ne împărțim responsabilitățile. Da, din punctul de vedere sunt norocos. Iar pe Andrei l-am întâlnit la Atra Doftana, tot acolo, și el venit tot într-un sat din București. Și acolo l-am întâlnit. Da. Ai, chiar și tu spuneai la început că, și la fel am citit mult despre tine și spuneai că cumva, de fapt, ultimii doi ani în România ți-au adus foarte multă recunoaștere. De la acel om pe care nu știa nimeni și da, avea o etichetă, pe care scria niște locuri interesante, în ultimii doi ani chiar ai primit toată încrederea că știi ce faci. Ai avut sau poate încă mai ai momente în care te îndoi de tine? Da, cu fiecare zi. Și cum le gestionezi? Da, vine un gând și mergi mai departe. Nu le gestionez în niciun fel, o să trec. Adică muncesc în continuare cu aceeași... Prin muncă, cred că le depășesc momentele de îndoială. Că e normal să apară atunci când faci chestii cu inima și faci chestii, faci lucruri de care te absorbi foarte tare, e normal să apară și îndoiala. Pentru că investești multă energie în lucrurile astea. Eu n-am fost niciodată tipul de om care să fie ceva foarte sigur că o să se întâmple. Totdeauna am avut îndoieli și până în ultima clipă. Și ăsta sunt. Dar da, mă îndoiesc în fiecare zi, mă întreb, am pun foarte multe întrebări, mai degrabă decât mă îndoiesc, da. Care consider că, sau cumva, care realizarea de care ești cel mai mândru? Păi, ca să, dar în ultimii doi ani au fost foarte multe premii, foarte multe recunoaștere, dar trebuie să ne uităm un pic la anii din spate, din anii de anonimat, pentru că acolo e perioada de care ești mândru. Acum e ușor să fii mândru când toată lumea te aplaudă și toată lumea te invită la multe... Ești o persoană cunoscută, dar mai ales în domeniu. Dar e vorba de anii din spate, când nu eram și am muncit cu aceeași determinare ca și acum. Adică etica mea de muncă nu s-a schimbat deloc. Nici acum 8 ani, nici acum azi. La fel muncesc cu aceeași energie, cu aceeași rigoare, cu aceeași pasiune. Despre asta e vorba, să faci ceva și să rămâi pe nivelul ăsta. Și ce vine, vine. Eu n-am muncit ca să câștig premiile astea sau să ajung cunoscut, pur și simplu am muncit că asta a fost să fie și a început să-mi placă la un moment dat și mi-am dat seama că pot să progresez. Dar nu știam dacă voi ajunge sau nu unde am ajuns. Și nici măcar acum nu știu unde pot ajunge în continuare. Pur și simplu, asta e. Dacă munca mea e bună, atunci... Sau dacă eu sunt mulțumit de ce fac și fac chestia asta cu plăcere și încep, cred în ea, mi-o planific și vreau să o fac și o pun în picioare și o duc la bun sfârșit, atunci lucrurile cred că se întâmplă, pur și simplu. Și dacă nu se întâmplă, măcar am făcut ce am vrut și am făcut cum am crezut și am muncit cu plăcere. Am văzut chiar în descrierea restaurantului, Anica, că ați folosit două cuvinte care cumva se bat cap în cap. Tradiție, rețete foarte vechi și improvizație. Și mă întreb cum le împaci, cum se aduc împreună într-o farfurie. Nici eu nu știu exact, pentru că la improvizație e ceva foarte spontan. La tradiție e clar că umblăm, uite, cum am spus și mai devreme, uite, îmi place să fac, mie îmi place carne la garniță. Țin minte că bunica mea făcea omletă sau ouă jumări, cum zicea ea, cu carne la garniță și era foarte bună. Ei, acum îmi pun și eu mereu carne la garniță pentru că îmi place și mi-am dat seama că, citind un pic, întrebând cum se face, am început să fac și eu. Nu e așa de greu. De fapt, e greu că e o muncă care să o faci și durează, dar rezultatul e unul foarte bun și foarte mișto. Poți să ai... Da. Iar asta e nivelul de tradiție. Adică căutăm... Încerc să găsesc chestii interesante. Nu neapărat că toate felurile sunt tradiționale. Nu despre asta e bun.
aspect al restaurantului nostru, neapărat, nu numai în mâncare. Iar improvizația vine la modul că poate ai niște ingrediente sau poate ai anumite inspirații sau ai... Asta ține de spontaneitate. Așa. Pur și simplu, uneori... și faci niște experimente. Asta e vorba. Da, final, modernism, improvizație. Și, na, dacă rezultatul e bun, e un cumul de factori. Nu știu dacă am fost foarte clar, dar am încercat. Mă întrebam, de exemplu, îți vine un client în restaurant, comandă ceva care e în meniu. S-ar putea să improvizezi până ajunge la el farfuria? Sau improvizația se întâmplă totuși înainte? Înainte. Se poate întâmpla și asta, dar e caz de fericit când se întâmplă asta. Noi în bucătărie cum facem? Noi dacă deschidem restaurantul la ora 6 și nu avem prânz, deschidem la ora 6 seara până la ora 10 seara. Deci 4 ore pe zi. Noi așa am pornit, așa am deschis. Noi venim la muncă de la 12. Sau poate eu uneori încep și mai devreme, că merg la piață, merg la grădină, mi-aduc în restaurant și când vin colegii mei la 12, ne apucăm să pregătim seara. Noi ce facem de la ora 6 până la ora 12, de la ora 12 până la ora 6 când deschidem, este să pregătim cinea din acea seară. Și, în general, dacă noi suntem pregătiți la ora 6, tot ce scrie pe meniu trebuie să avem gata ca să putem să servim oaspeții de restaurant. Dacă tu comanzi ceva și primești altceva, e clar că noi nu ne-am pregătit bine în alea 6 ore. Mm-hmm. Deci, improvizațiile sunt bune, dar nu în timpul orelor de funcționare. Ai povestit la un moment dat într-un interviu despre lecția darului pe care l-ai primit în California, acei oameni care au fost foarte deschiși să te învețe și să nu țină nimic pentru ei. L-ai dus mai departe sau încerci să-l duci acum mai departe cu echipa ta? Ai poate oameni care deja sunt șefi și au lucrat da. Da. Au chiar încep să văd asta și în România. Sunt, da, asta mi-a plăcut foarte mult la perioada petrecută în California, pentru că acolo oamenii n-au ținut, în general în bucătărie, uneori oamenii sunt mai secretoși cu ceea ce știu și nu vor să te învețe chiar tot. Uneori e vorba de mici secrete care fac diferența și asta mi-a plăcut la perioada, la restaurantul de acolo, Aubert de Soleil, pentru că bucătarul lor, șef de acolo și toată echipa era foarte deschisă. Acolo dacă vroiai să muncești mai mult sau dacă vroiai să înveți mai mult, îți dădea toată baza de cunoștințe ți-o pe tavă, atâta vreme cât tu erai dispus o iei. Și asta înseamnă ce înseamnă? Să te abii mai devreme la muncă, să te intri, să înveți, noi avem și măcelar în restaurant, să ajuți măcelarul, să te învețe cum să faci măcelărie, practic. Asta e un bagaj de cunoștințe care nu e foarte ușor de învățat și te ajută. Despre asta e vorba. Cât de mult vrei tu să înveți și cât de mult ești dispus să faci efortul pentru asta. Și da, îmi place să cred că și eu aplic aceeași foaie și în România și mă bucur că din colegii mei, foștii mei colegi, acum pot să enumăr câțiva care își croiesc un drum propriu în cariera de bucătar. E un lider și bun ăsta de a fi darnic și a oferi cunoștințele tale celor care vor să le ia. Foarte fain. Deja ne apropiem, mai am o singură întrebare pentru tine și până îți adresez eu ultima întrebare, o să vă rog pe voi, dacă aveți întrebări, și cu siguranță aveți, să folosiți, aveți în bara din Zoom, apăsați pe participant și vă apare opțiunea să ridicați mâna, în felul ăsta eu o să vă pot vedea și o să vă numesc pe rând ca să, în momentul ăla, vă porniți microfonul și adresați voi direct întrebarea lui Alex. Ce voiam să te mai întreb, Alex, e cum se întâmplă partea asta de stres în bucătărie, de management al stresului? Noi cei care n-am ajuns într-o bucătărie știm doar filmele sau emisiunile de profil cu acei șefi care urlă și aruncă cu lucruri. Cum se întâmplă de fapt? Care e realitatea? Se pot întâmpla multe într-o bucătărie. Tot e o muncă la stres continuu, la foc automat. Trebuie să fie mâncarea să iasă la fel la fiecare client. Și atunci e normal să fie stres și da, am văzut și am și trăit și am și simțit foarte multe
blonds din astea, adică refulări în bucătărie și da, nu sunt foarte plăcute pe moment, dar ajuns să te călești, practic. Prin asta te călești, ca să zic așa. La început le iei foarte serios și le iei personal, apoi ce în ce mai începi să te întărești și practic devii mai bun prin chestia asta, așa se zice. Acum leadership-ul în genul ăsta începe să se schimbe un pic. Se vorbește deja în bucătărie, se vorbește mai calm, nu se mai țipă, nu se mai refulează în genul ăla de meltdown. Dar sunt încă bucătării, foarte multe vă pot spune, care încă se practică chestia asta și e vorba de bucătărie în sine. Într-unele se face încă asta, poate în altele e totul calm. Depinde de cum e organizată bucătăria și cât de bine funcționează. Dar da, e o chestie... Și cum e liderul Alexandru Dumitru? Eu sunt undeva la mijloc. Am și perioade de genul ăsta de care mai ridic tonul. Nu sunt foarte mândru de asta, dar e ce e. Dar am și foarte multe perioade în care sunt foarte liniștit. E cât depinde de cât de bine îți manageriezi timpul și cât de bine echipa e de motivată. Dar cred că e important să ca lumea să știe că ești acolo și dacă colegii mei au o zi mai relaxată, e important să-i pun în gard. Și pentru asta, uneori mai bine, e nevoie să fie un pic mai dur. O să începem să luăm și întrebările de la participanți. Prima persoană, cred că este Cristina Popescu. Bună! Bună, Cristina! Poți să-ți pornești microfonul și să pui întrebarea. Bună! Eu făceam un cheesecake în timp ce vă ascultam pe voi. Pentru că de când s-a mutat biroul la mine, biroul de acasă este în bucătărie. Ideea e că aș avea mai multe curiozități, dacă ești deschis din punctul ăsta de vedere. Te întreb în primul și în primul rând, pentru că pentru mine bucătăria este, nu știu cum să zic, este despre a-ți condimenta până la urmă viața de zi cu zi. Și v-am să te întreb, tu cum faci să te educi cumva partea de gusturi, de simțuri sau cum ai început? Mă refer, de exemplu, și la mine, care, de exemplu, sunt pasionată de bucătărie, dar nu sunt la nivelul acela în care să zic că excelent sau sunt în devenire. Dar cum poți efectiv să-ți educi partea asta de gusturi, de simțuri, astfel încât să fii mult mai rafinat? Eu zic că e important să menții asta, să nu te oprești. Dacă e clar că asta vrei să faci și ești pasionată, să continui, să mergi la piață, să încerci cât mai multe rețete, azi faci cheesecake cu mine, poate faci altceva și sunt convins că deja faci asta și să poți la un moment dat să citești literatură de profil, să te uiți la emisiuni de profil, nu neapărat la televizor, că sunt acum pe internet, sunt lucruri mult mai interesante decât cei la televizor. Și să continui să fii curioasă, să guști, să... Acum sunt și niște masterclass-uri foarte drăguțe despre bucătării, despre vinuri, despre restaurante. Și e important și să ieși la restaurante, să mănânci, să poți face o comparație. Pentru că de multe ori, da, mâncarea de acasă e mai bună decât cei la restaurant. No question about it, dar asta e frumos în lumea asta, că poți să ai și surprize foarte bune. Restaurantul nu e mai despre mâncare, știi? E mai despre atmosferă, servicii, pentru că, practic, tu mergi acolo pentru niște servicii, mâncare integrată a unor servicii. Și asta încercăm și noi să facem, să oferim niște servicii, să oamenii să plece lângă mâncare. De fapt, asta e țelul. Să le putem povesti despre grădină. E un proces mai mare, pentru că, la fel ca și cum faci tu acum un cheesecake, e o chestie să stai tot timpul curios. Am prins ideea. Și voiam să te mai întreb pe partea asta. Sunt, nu știu, școli sau... Da, școli pe care le-ai recomanda de bucătărie? Adică cum aș putea să încep? Pentru că asta îmi propun să fac în viitor și când am auzit că vei veni tu, am zis că trebuie să fiu neapărat prezent. Chiar vreau să fac chestia asta în viitor apropiat. Și atunci un sfat de la cineva în domeniul meu m-ar ajuta. Foarte bine că faci asta. Sunt școli. Eu n-am făcut școală la România, am făcut școala în Bulgaria, dar eu, da, eu o companie din Statele Unite care are un sediu în Bulgaria și am făcut o școală de 3 ani.
care am și călătorit dintre mediul școlii. Dar depinde ce fel de școală vrei și cât de mult vrei să faci. Vrei să faci asta ca profesie sau vrei să faci asta pentru tine? Pentru că e important să... Adică sunt și școli care sunt pentru oameni pasionați, pentru hobby-ul. Pentru că și în hobby poți să avansezi. Bănuiesc că tu ai un job stabil în alt domeniu. Da, exact. Nu, adică acum pot să zic că ar putea să fie hobby, dar poate mai încolo nu va mai fi doar atât și să fie efectiv meseria de zi cu zi. Da, pentru că am văzut acum... trebuie să încep. Da, poți să faci o școală și cred că sunt ceva școli. Nu pot să zic că sunt fabuloase în România, dar e un domeniu care crește, cu siguranță. Trebuie să fii atent când alegi și să... Acum, nu neapărat școala cea mai scumpă, e cea mai bună. Nu știu, eu nefăcând în țară școlile, cunosc acum oameni care sunt profesori acolo sau care activează în școlile de profil, dar nu pot neapărat să-i recomand pentru că n-am trecut pe acolo. Și... Na. Okay. Eu, sincer, școala aș vedea-o pentru cei care vor să intre în domeniu. Pentru cineva ca tine, aș merge la practică în restaurante. Da, acum nu știu dacă am cum. Și nici nu știu dacă, adică dacă cineva e deschis să, nu știu. Adică da, mă descurc, nimic de dispus să mă vând bine, dar nu despre, doar despre asta ar fi vorba. Da. Cred că poți să faci o școală. Adică, uite, sunt cei de la ICEP Hotel School, sunt cei de la Horeca School, unde sunt niște profesori foarte mișto. Mai sunt cei de la Institutul Escoffier, care acolo, din ce am văzut, e un pic mai pricey, așa, dar, na, e mai multe bucătărie franțuzească, e foarte mișto și acolo. Nu știu ce să-ți recomand, dar astea trei, cred că sunt cele mai bune din România la ora actuală. Deci ICEP, Horeca Hotel School și Institutul Escoffier, care e undeva în Corbeanca. Deci să te aștept și la transport. Da. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Sper că am fost de folos. Da, super. Mersi. Mai departe, Augustin? Da, bună seara. Alex, am citit la un moment dat într-un articol, vorbeai despre teroarul românesc și mă gândeam, cred că ar fi interesant să ne spui părerea ta despre bucătăria românească, cum o vezi tu și poate să ne dai o idee despre... Cum crezi tu că ar putea evolua în următoarele generații? Acum am văzut că se discută foarte mult de ce e tradițional și ce nu e și dacă colegi de mei de industrie, nu neapărat apropiați de mei sau prieteni, dar pur și simplu, acum, na, fiind conectat cu majoritatea dintre ei, mai citești la fel cum și voi citiți posturile ale lor sau... Și se discută foarte mult de ce e tradițional în bucătăria românească. Eu cred că pentru fiecare are o tradiție, are o însemnătate aparte. Poate unii dintre noi am avut ocazia și am fost norocoși să putem avea bunici care au făcut... Pentru mine asta e. E amintirea mea de... Pentru că tradiția ce înseamnă? E o... meșteșuguri date mai departe între generații. Așa se păstrează o tradiție, din ce știu eu. Corectați-mă dacă greșesc. Și atunci, asta înseamnă. Eu asta îmi propun să duc mai departe ce am văzut la bunicii mei sau ce am auzit că se făcea, cum făceau lapte bătut, unt, brânză, cum am zis și mai devreme, toate produsele astea. Cred că ar trebui să facem un pic mai mult lobby produselor astea pe care le-am avut lângă noi crescând. Dacă te uiți un pic în bucătăria internațională, uite, în Japonia, ei și-au adus, ei sunt foarte tradiționaliști cu bucătăria lor și e una dintre cele mai recunoscute bucătării global. Dar ei ce produc? Produc sushi pentru asta, adică ei n-au fost rușinați de bucătăria lor ani de zile, cum la noi a fost ani de secetă, de ceață în gastronomia românească, pentru că ne era rușine cu produsele noastre, ne era rușine cu mâncarea românească. Nu prea o găseai, adică mulți au încercat să fugă de asta, te considerau un pic demodat că făceai bucătărie românească și nu cred că mai e cazul acum. Acum curentul a pornit undeva de jos, de unde era aruncat și e o mână de oameni care au ridicat-o și merg acum cu ea până la capăt, cred. Și, da, cred că bucătăria tradițională românească are
modernizată, modernă, cum, sau contemporană, cum place mie să spun, are va avea un loc foarte, foarte sus în următorii ani, pentru că tu pune-te în locul unui turist. Tu când mergi în Roma sau când mergi într-un oraș în Paris sau când mergi în Spania sau când mergi undeva, vrei să mănânci chestii locale, vrei să mănânci chestiile lor. Nu vrei să mănânci tot burger și pizza și asta. Poate ai chef și de asta, da, am înțeles, nu e nimic greșit cu asta, dar vrei să mănânci chestiile lor de acolo, locale, pentru că de asta ai călătorit până acolo. Așa și la noi, când turiștii vin, vor să guste din teroarul ăsta românesc. Și asta e important, asta trebuie să le oferi. Și acum, în ultimul an, observ că și din ce în ce mai mulți români vin la restaurantele de profil. Și asta mă bucură foarte tare. În continuare, nu e nimic greșit cu restaurantele care au meniu internațional, în care prin și pizza și cartofi prăjiți și mici și sushi și din toate. Nu e nimic greșit cu ele, dar nu e ceea ce văd eu că e ceva sustenabil. Bine, mulțumesc frumos pentru răspuns. Mulțumesc și eu. Cosmina? Bună! Eu am două curiozități. Prima e de la ce vine numele restaurantului Anica, adică ce reprezintă el. Și a doua curiozitate e ce înseamnă experiența Anica din meniul vostru. Anica vine de la numele străbunicii mele. Era Anica cu C, nu cu K, dar am pus K pentru o rezonanță internațională mai mare. Ne-am gândit și la asta. Nu știu dacă trebuia să facem asta sau nu, dar așa a fost pe moment. Da, logo-ul restaurantului este, deci numele vine de la numele, Anica era străbunica mea, care ea mi-a gătit prima dată și eu când era la țară dormeam cu ea, practic, și mi-a gătit, îngătea pâine prăjită în untură și apoi punea zahăr peste ea, nu știu dacă ați încercat. Ba da, pe fostea mea, mă rog, am străbunică, la fel o chema. Și vreau să văd dacă e nume sau poate acronim sau nu știu de aia te-am întrebat. Foarte multă lume ne-a spus asta, cred că era ceva popular în timpul ăsta. Da. Foarte multă lume mi-a, și cu oaspeția restaurantului a spus și bunica mea la fel și străbunica mea la fel și nu ești singur, adică sunt surprins și eu de chestia asta. Da, iar logo-ul restaurantului e făcut tot de un prieten al meu din copilărie, din sat de acolo. Adică am ținut totul foarte aproape. Acum, a doua întrebare de experiența Anica este practic tot meniul nostru. Adică treci pentru o experiență de 3 ore în care tu practic treci prin tot ce am pregătit noi în ziua respectivă. Absolut tot. Pentru că na, eu sunt undeva la 12 feluri de mâncare. Și wine, plus wine pairing, adică, sau drinks pairing, nu poți să bei 12 pahare de vin, cât de greu să faci asta și da, colegul meu, Andrei, încearcă să le balanceze un pic. Da, practic, experiența Anica e să poți să treci prin tot ce avem noi acolo. Adică să încerci toate produsele. Uh-huh. Da. Și mai fi ceva, nu știu, am pus... Mă auzi? Da, da. Te aud. Cred că e mai mult o îngrijorare pe care poți să te întreb pe tine. Ce faceți cu mâncarea care, gen resturile de la clienți? O aruncați sau ce faceți? În general, resturile de la clienți le aruncăm, dar sunt norocos că nu prea am avut, nu prea avem resturi de la clienți. Restaurantul e fiind foarte mic, porțiile sunt gândite în așa fel încât să nu mănânci, să te saturi și să mai rămână jumătate de farfurie plină și, din fericire, nu prea avem mâncare întoarsă înapoi. Nu vreau să sun arogant sau ceva, dar nu se întâmplă. Se întâmplă foarte rar. Și da, dacă se întâmplă să vină, o aruncăm sau... Na. Când eram la Tradoftana, o luau femeile din bucătărie și o duceau la porci acasă să mănânce porci, ceea ce mi se părea foarte ok. Acum, de ce pun întrebarea asta e pentru că am înțeles că România e printre primele țări în care aruncă cea mai multă mâncare și mai sunt tot felul de inițiative în care pot veni anumite firme și să-ți colecteze mâncarea de la restaurant și o duc mai departe. Dar acum nu știu în ce condiții ar trebui colectată. Cred că e vorba de mâncarea care intră în termenul de expirare sau se strică mai degrabă decât mâncarea în care cineva poate luat câteva guri din ea sau a atins-o cumva, cred că asta e mai greu să se întoarcă undeva.
degrabă decât în deșeu selectiv, mai mult de atât nu văd unde s-ar putea să se întoarcă, dar mâncarea, cred că tu vorbești mai mult sau cred, nu știu sigur, de mâncarea care se aruncă nefolosită sau se aruncă că expiră sau că nu e, da, sau că nu e folosit. Noi, practic, mâncarea pe care o trimitem pe sală e deja folosită și deja, nu știu cum să zic, e deja nu e responsabilitatea mea în momentul ce ai cumpărat ceva, nu e responsabilitatea mea, nu mai e mâncarea mea, practic. Uh-huh. Chiar dacă se întoarce, nu știu, eu am servit-o, m-am asigurat că e bună, mai departe de atât, nu știu ce să fac. Sunt cazuri foarte rare oricum. Dar e bună întrebarea, dă de gândit totuși. Na, tot mâncarea aruncată e. Noi încercăm să nu facem asta, să nu aruncăm foarte multă mâncare, că e, practic, cu cât arunci mai multe, cu atât pierzi mai mulți bani și doar. Da, adică la mine era întrebarea un pic și din impactul ăsta social, de faptul că sunt atâția care chiar n-au de mâncare. Adică da. Așa e. O zonă în care astupi un gap, sau nu știu. Noi avem și un meniu foarte scurt acolo. În meniul nostru are 11 preparate. E pe o coala 4, care nici aia nu e plină. Cred că food waste-ul e un pic mai mare sau mult mai mare restaurantele cu meniuri mari și pe care nu le recomand niciodată să mergeți să mâncați, pentru că acolo, clar, foarte puține din preparate sunt proaspete, majoritatea sunt congelate și imaginați-vă că dacă e un meniu mare, trebuie să ai și un stoc foarte mare. Și dacă nu ai un rulaj la fel de mare, atunci mâncarea se strică și se aruncă. Uhum. Din păcate. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Mergem mai departe, Adrian. Salut. Vreau să te întreb, că ai spus că sunt mai multe tipuri de bucătari. Tu ce tip ești sau care este partea ta preferată din toată bucătăria? Nu știu ce tip sunt, că mi-e greu să mă caracterizez de fel. Nu, cred că sunt un tip curios, așa, nu știu. Sunt un tip care îmi place să fac chestii, adică fac chestii din plăcere și îmi place să mi le impun. Asta mi-am și făcut un loc propriu, să pot să conduc prin exemplu, practic. Mai degrabă ca, să fiu mai concret, aș vrea să te întreb așa, dacă ar fi să te apuci acum de făcut în bucătărie ceva, ce te-ai apucat de făcut? Sosul? Te-ai apucat să faci desertul? Sau ai face carne? De care dintre ele? Care sunt cele mai aproape de tine, așa? Sosul. Eu, aș face sosul, pentru că durează mai mult. Le iai în ordinea ce durează mai mult, faci primul. Ce durează mai puțin, îl faci la final. Cam așa funcționează. Da, cred că sosul aș face primul. Nu știu ce spune asta despre mine, dar apoi carnea și apoi dulcele. Așa aș face. Asta e ordinea. Am înțeles. Și a doua întrebare este, când vrei să ieși sâmbătă în oraș, cine rămâne în locul tău la restaurant și cum ești tu împăcat că persoana care a rămas acolo este cel puțin la nivelul tău? Ies foarte des, foarte rar sâmbătă în oraș și poate dacă ies după ce închidem restaurantul, dar în general am încredere în oamenii cu care lucrez și fără probleme îi las să conducă restaurantul când nu sunt eu acolo, că s-a întâmplat. De ce să... Pentru că petrec foarte mult timp cu oamenii acolo și, cum am spus și mai devreme, toată pregătirea pentru un restaurant care deschide într-un interval scurt ca noi 4 ore pe seară, e în orele de dinainte. Și eu îmi dau seama dacă până la ora 6 când deschidem noi ne-am pregătit bine, atunci e clar că vom avea un service ușor. Dacă echipa s-a pregătit, adică dacă ne-am văzut că ne-am mișcat mai greu și nu suntem încă gata cu ce avem nevoie până vin clienții, atunci e clar că va fi o seară grea. Totul ține de cât de bine te pregătești înainte să deschizi. Practic acolo e munca mai grea. Apoi, normal, când este serviciul, ca așa numim noi, orele de funcționare când îți vin clienții, totul trebuie să fie gata în proporție de 85%. Tu atunci decât trebuie să, că doar nu te-a pus să faci, dacă ai un desert, nu te-a pus să faci crema când ți-a comandat-o. Tu ai făcut de până să deschizi. Altfel ar mai mânca oamenii în 2 ore. Și ar avea clienți nervoși. Adică totul trebuie deja să fie gata. Trebuie să fie pâinea coaptă, farfurile aranjate, totul să fie pus la locul lor. E totul o chestie de control freak, așa. Să fie totul pus pe punctul lui și când deschizi să fie totul doar să le trimiți în stare cât mai bună în restaurant. Dar da, mi se întâmplă foarte, foarte des să plec
când e serviciu, dacă am avut o pregătire foarte bună a serviciului. Mulțumesc! Ștefan? Da, salut, Alex. Eu vreau să te întreb, unde mergi tu în oraș, în restaurant, când vrei să mergi la un restaurant? Bună întrebare. Păi, acum, na, sunt foarte multe restaurante acum mai nou unde poți merge. Merg la Mahala, un restaurant foarte frumos, un loc foarte frumos în Rahova, practic, nu în Rahova. E Rahova, pe Piața de Flori. Hai să vedem. Acum fiind vară, e nevoie de ceva. La Control mergeam la alt shift, că te mai nimerește să mai stai acolo târziu. La Cane, un restaurant foarte bun, un bucătar foarte, foarte impresionant, Cătălin Bejnariu, care la fel are o ambiție foarte mare. La Cayamo, Noua, sunt colegi de-ai mei de generație și de The Artist e un tip, Paul Oppenkamp, care a pornit, practic, chestia asta. Mie îmi plac, în general, restaurante care au oameni bucătari care sunt acolo și care reprezintă și care iau responsabilitatea locului pe care îl au. Dar sunt și foarte multe alte locuri. Pizza Mania face pizza foarte bună. Balls e chestia cu localul chiftele ala din Dumitrache, dacă știți. Mai sunt și prin Floreasca câteva restaurante foarte bune. Tot așa deschis acum nou Centocita, sau nu știu dacă a folosit acum trebuie. Mai e Șaormeria Genin de la Floreasca, dacă știți. Dacă a fost cineva, vă recomand. Așa. Mici de la Obor, mai au la Piața Matac, e un loc. Da, la Piața Matac e un loc foarte mișto acolo, dărâmat așa, dar au un prânz foarte drăguț acolo pe la sâmbătă, pe la 11-12, așa se mănâncă foarte bine. Și atmosfera e reală, e România pură, Bucureștiul pur. E working class people care sunt acolo și mănâncă și mie îmi place când mă duc la piață, mănânc, dacă mă duc foarte des la piață, sunt între ei. Și da, mănânc și ce e acolo, nu? Cam astea ar fi locurile. Dacă am scăpat ceva, să-mi fie iertare. Dar nu cred. Și la piață, că mi-am adus aminte că am citit un articol lung despre la piață Obor și punteri de la oameni. Cred că acum fac eu microfonie. Și mă întrebam cum îi alegi pe oamenii din toată oferta. Păi îți dai seama că te plimbi printre ei și îți creezi. Uite, să vă dau un exemplu. În 2018, când m-am dat în București, aveam în hala veche a Oborului, sunt niște măcelari de carne acolo. Sunt unii foarte vechi, de 20, de 30 de ani acolo. Și la un moment dat aveau niște măduvă, un fel de oase de la vită, care erau întregi. Și eu am zis, m-am dus la unul dintre oameni de acolo și l-am rugat frumos să mi-l taie pe jumătate, așa, pe lung. Și l-a zis, du-te bă, băiatule, de aici, cum să stai aia pe lung? Cred că eu pierd, ei sunt și băuți la ora aia dimineața, că na, te încep de la 5 dimineața până la 11, deja ai început să bei un pahar, două, că na, te apropii de finalul turei. Și m-am luat la jurătură ca să plec de acolo. Și m-am dus vreo 3 săptămâni să mă rog de el să-mi taie bucata aia de os așa cum vroiam eu. Și el nu vroia să-mi o taie, că oasele nu se vând foarte scump. Eu vroiam să-l iau și să-l vând, na, la restaurant, că mi se părea că e foarte mișto și în continuare eu am servit chestia asta la restaurant și el nu vrea să facă efortul ăsta pentru că era foarte ieftin ca preț. Și mi-a zis, păi eu crezi că fac toată munca asta ca să-mi dai tu mie 10 lei pe ele? Și a zis, nu, frate, tu își punem ce preț vrei tu pe ele și eu îți dau, dar tu doar taie-mele cum le vreau eu. Și așa am obținut ce vroiam. Adică uneori e vorba să și insiști și să creezi o relație cu oamenii când le dai un pic de încredere. Prima dată poate te păcălesc ușor, după aia a doua oară dacă vede că te-ai întors, poate e rușine, nu te mai păcălești. După aia începi să creezi o relație cu el. Asta e, omul face și el ce a fost învățat, ce e obișnuit, nu trebuie să-i dai cu toporul în cap din prima. Chiar dacă, bine, după ce devii prieten și mai strântește cât un pește care nu e super proaspăt, atunci da, te super. Dar asta e pitorească viața la Obor. Și la piața Mă atache. Astea sunt piețele care merg cel mai des. Obor și Mă atache. Dar sunt fascinat toate piețele în București. Chiar dacă stați pe lângă o piață, recomand să mergeți. Doar să vă uitați prima dată ca să vedeți, chiar dacă par așa mai răi și mai întârjiți oamenii, dar sunt foarte ok
odată ce... Și e important să creezi o legătură cu oamenii de lângă, cu piața de lângă tine, pentru că poate să, dacă el te vede și te cunoaște, poate să și primești foarte multe chestii mișto la un moment dat, devenind clientul lui. Adică e de încercat. Mai degrabă decât să mergi la supermarket și să ne luăm, chiar dacă e mai convenabil un pic. Sasha? Cum reușesc să îți faci branding online? Ce strategie ai folosit în perioada asta sau o să folosești în continuare? Și cum îți construiești în momentul de față brandul pe online? Sau ce La fel, foarte, foarte bună întrebare. Nu știu, aici e, cred că, partea care mă chinui un pic mai tare, nefiind, adică e strâns legată de activitatea mea, dar aici m-am cam încurcat uneori și din ce în ce mai des primesc cumva, nu știu dacă v-ați uitat un pic pe, nu știu, stau mai mult timp petrec pe Instagram. Acum, de paginile noastre de restaurante se ocupă cineva care e foarte bine pus la punct și eu cred că face o muncă foarte bună, dar am auzit păreri că nu, eu personal nu transmit destule mesaje, nu mă implic foarte mult în partea asta de branding și de social media și de... Pentru că eu cumva am ținut eu pagina și prefer să fac asta în continuare, chiar dacă nu fac asta la nivelul altor colegi de mei care și produc niște bani din chestia asta, eu încă nu n-am ajuns acolo și o țin pur și simplu ca pagina mea de I post what I feel like. Nu știu dacă e bine sau nu, dar acum, crede-mă că de puțină vreme încep să mă gândesc și eu la chestia asta, la întrebarea asta, ce e de făcut cu pagina și cum poți să-ți faci un branding mai bun. Eu acum cred că brandul Anica în perioada asta a funcționat bine, chiar dacă e nou pe piață, poate și datorită prezenței mele acolo și valului de oameni care mă urmărește pe mine și, practic, inerția a dat follow și restaurantului, ceea ce nu e un lucru rău, și clienții pe care am avut am fost deschiși, care au venit extra, a funcționat. Am făcut niște produse, am făcut un fel de niște borcane pe care le-am vândut într-un set de 5 și au funcționat foarte bine. Și mai mult, da, e o chestie la care am de investit timp și pic de cercetare să vedem cum pot să o aduc un pic mai sus. Partea cu branding-ul. E o chestie care mă urmărește de ceva timp și trebuie să o rezolv. Ok. Dacă aveți sugestii, binevenite să-mi scrieți. Păi, am eu una, dacă... Te rog să-mi scrii. Și oricine are, sunt foarte deschis. Bine, îți scriu ca asta. Mulțumesc. Cred că avem ultima întrebare. Dacă mai apare vreo întrebare, ridicați mâna cât răspunde Alex la întrebarea Andrei. Bună! Bună! Așa, se aude. Întrebare. În opinia ta, cum vezi experiența pe care o oferă un restaurant, Anica, în cazul tău, într-o eră cu COVID în care toată lumea e stresată, panicată de acest virus? E foarte dificil de prevăzut ce se va întâmpla. Eu, în zilele astea, am foarte optimist. Noi ne-am apucat să facem o terasă. Avem o terasă foarte frumoasă. Hai să vă spun o poveste. Când am luat locul unde e Anica, fiind la intrarea în centru vechi, pe strada Tonița, noi, practic, fiind pietonal, ne-am gândit că punem o terasă în față. Noi avem o curte foarte frumoasă, foarte umbrită. Se văd casele vechi din centru vechi. Și eu n-am dat foarte multă atenție la început cu partea interioară. Și acum, acolo facem terasa acum. Acum punem poteaua, practic, pavajele, nu știu, niște chestii care imită cărămidă. De fapt, e o cărămidă. Nu punem imitație. Dar seamănă foarte mult. Nu e chiar cărămidă, e asemănătoare. Dar e tot din piatră sau din zgură. Și sper că oamenii să înceapă să iasă. Eu cred că oamenii au... o turiță, ai stat în casă atâta timp și vrei să ieși. Dar da, trebuie să ne adaptăm un pic timpurilor. Tocmai de asta noi transformăm acum restaurantul în interior, îl transformăm în aprozar. Cum v-am spus și mai devreme, avem o grădină pe care o gândisem pentru restaurant. Dacă restaurantul nu funcționează, noi avem atâtea legume care o să se rosească dacă nu le folosim cumva. Și atunci am transformat o cameră a restaurantului, care și așa era foarte mic, îl transformăm într-un aprozar.
și să încercăm să vindem online, să facem lătițe cu legume care să meargă la oameni acasă. Pentru că altfel o să le aruncăm sau o să vedem ce facem cu ele. Nu o să le arunc, o să încerc să le dau cuiva, să le tonez dacă nu se vând. Pentru că, într-adevăr, e o problemă să plantezi o grădină plină cu legume și să nu ai ce să faci cu ele. Și da, cred că acum e un timp de adaptare, e un timp în care trebuie să fii foarte alert și să fii atent, să te urmărești și știrile, să urmărești ce, să te gândești ce poți să faci ca să nu rămâi cu marfa, să nu, nu știu, noi acum investim niște bani în terasă și nu știu dacă se vor deschide, pentru că nu e nimic oficial încă. Deci cred că sunt niște timpuri foarte, foarte dubioase, într-adevăr, și foarte, foarte rele pentru toată lumea. Și încercăm să ieșim cât mai decent din asta. Super, mersi. Care a fost cel mai dificil moment în perioada asta pentru tine? Păi vă dați seama, după ce îți investești toți banii pe care ai pus deoparte și tot timpul și toate resursele și ți-i deschizi două săptămâni și apoi închizi. Nu e tocmai plăcut, dar n-am cedat, am făcut partea asta de pachete gourmet, n-am făcut livrări, într-adevăr, n-am făcut mâncare pe care să livrăm la pachet, pentru că am preferat să timpul pe care l-am putut să avea să-l stau cu familia și mă bucur că am făcut asta, pentru că am neglijat, am și un băiețel de un an și trei luni, am neglijat destul și am preferat să stau cu el și cu soția mea decât să stau în fiecare zi în restaurant să fac livrări, pentru că am considerat că nu, partea financiară nu acoperă timpul pe care îl pierzi petrecându-l cu familia, dar am și muncit foarte mult în perioada asta. Am fost la grădină, am făcut aceste pachete gourmet care au mers, au funcționat și acum cred că transformarea restaurantului în aprozar e ideea cea mai bună, pentru că, v-am spus, avem un val de legume care urmează să vină și nu vrem să le pierdem, să le aruncăm. Cred că asta chiar ar fi dureros. Da. Mi-a scris și Ștefan că ar mai avea o ultimă întrebare. Sigur. Așa. Am o întrebare așa mai din domeniul fantastic, în sensul în care dacă ar fi să fii nevoit să folosești un singur instrument de bucătărie toată viața ta de acolo, care ar fi acel instrument? Un instrument? Da, îți dau timp, okay. Știu că e greu. Cred că... Cred că cuțitul totuși e cel mai, cred că un cuțit, cuțitul universal, care poți să faci, practic poți să faci de toate. Dacă aș lua o lingură sau o răzătoare sau un cântar, nu mai poți să mai tai nimic, practic. Deci cuțitul, aș lua un cuțit. Chiar dacă e clișeu, dar asta e chestia care sunt cel mai des în mână. Foarte fain. Alice, îți mulțumesc foarte mult pentru seara asta și pentru toată deschiderea cu care ai răspuns întrebărilor noastre. Sper că ți-am dat și noi o doză de inspirație, că tu cu siguranță ne-ai oferit-o nouă. Foarte mult. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Chiar n-am avut emoții. De obicei sunt foarte emotiv și cred că e mai ușor pe telefon așa un pic, dar chiar când dădeam așa stângă dată și vedeam câte lume, m-am bucurat foarte mult și a stat toată lumea, toată conferința și vă mulțumesc. Și mă, sper să ne să ținem aproape unii de alții și să ne vedem. Chiar mă bucur foarte mult că am putut să fac asta și chiar dacă am fost surprins că sunt invitat, uite că am făcut-o și pe asta. Încă mai ești surprins? Da. Văd că am mai ridicat și Augustin mâna. Augustin, haide, ultima întrebare atunci. Da, nu, întrebarea era pentru Ștefan, dacă a fost o întrebare psihologică sau fantastică. Puțin din amândouă. Îl cunosc pe Ștefan și el e foarte pasionat de gătit și cred că a vrut să decidă cu ce instrument să înceapă. Cu un cuțit. Cred că are acasă oricum. M-am gândit și la răspuns înainte și m-am ajuns la aceeași concluzie după câteva minute de gândire că tot la cuțit. Și... Da. Vreau să spun lingura oricum, să știi. Folosesc și lingura foarte mult. Noi chestiile pe farfurie le punem cu lingura. Când montăm o farfurie, cu lingura se montează. Asigur îți face Leontin o lingură de ele sau ceva. Da, uite, asta n-a făcut până acum. Îți mulțumesc încă o dată și abia așteptăm să ne vedem în restaurant. Vă mulțumesc din suflet. O seară bună. La revedere.